Bună ziua, stimați cetățeni Republicii Moldova, bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, добрый день. Уважаемые друзья, pe parcursul activității politice din 2014, împreună cu dumneavoastră am fost martori la diferite crime, diferite scheme. Mai mulți ani, împreună cu cetățenii Republicii Moldova și cu alte partide de opoziție, am luptat pentru un alt viitor al Republicii Moldova. Pentru un stat transparent, pentru un stat puternic, pentru un stat fără furdul miliardului, contrabandă și alte crime mizerabile care s-au comis pe timpul acela. Acum, când avem, cum spun unii, vremuri bune, când avem la guvernare doar oameni buni, când avem unele partide de opoziție care chipurile luptă cu actuala guvernare, dar vă asigur eu că mai mult imitează această luptă, am ajuns la faptul că da, să fura mult pe timpul lui Plahotniuc, Filat, Dodon, de comuniști vorbeau, de toate puterile. Dar schema care există astăzi, în acest moment, care distruge practic fiecare cetățean din Republica Moldova, dar nu practic, eu cred că chiar fiecare cetățean, este una, să-i spun criminală, e puțin spus, este o schemă despre care astăzi vă asigur că cunoaște și președintele țării, doamna Maia Sandu, și prim-ministrul Recean, și fost prim-ministru doamna Gavriliță, și fost președinte Dodon. Această schemă este una din cele mai cinice. De când a început războiul în Ucraina, criza gazelor naturale a devenit una din cele mai distrugătoare pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și nu contează. Oamenii care consumă gaz pentru un aragaz, pentru un cazan sau pentru cei care achită căldura centralizată sau pentru agenții economici care încearcă prin orice modalitate să-și salveze întreprinderile care le dețin sau care le conduc. În ultimul timp am văzut că unii foști conducători, unii reprezentați din diferite partide, au început să spui la unele posturi de televiziune despre faptul că unii agenții economici astăzi achită gazul în suma de 13 lei. Dar cetățenii și alți agenții economici achită gazul peste 29 de lei, adică în două ori mai mult. Eu pregătesc acest subiect deja de vreo 2-3 săptămâni. Sincer să vă spun, vroiam să ies în fața dumneavoastră după summitul internațional care va avea loc în Republica Moldova la data din 1 iunie. Dar deoarece au apărut și unele informații și, cel mai important, mai multe speculații, mai mulți politicieni au început să declare că unul a salvez, a să aduc cu zecele. Dodon îi dă zadanie lui Recean, ori lui Maia Sandu, alții nu știu cui. Este obligația mea ca cetățean Republicii Moldova să ies acum în fața dumneavoastră ca să vă povestesc real ce se întâmplă, cum am fost furați sub actuală conducere a țării de miliarde de lei și suntem furați și în ziua de azi. Da, poate nu ne fură așa cum umbla Plahotniuc cu atacurile Raider. Ne fură frumos. La timpul lor
semnând unele contracte care distrug și economia Republicii Moldova și fiecare cetățean la noi în țară. Vreau să vă informez că de mai mulți ani, anume după 2016, când s-a luat decizia ca să fie liberalizată piața, că mergem după standardele europene și ca Moldova Gaz să nu dețină monopol pentru importul gazelor naturale și livrarea lor către consumatorul final, a fost dat startul înregistrării la mai multe companii. Astăzi în Moldova peste 20 de companii au dreptul de a importa gaze naturale și ulterior să le vândă. Am făcut o analiză și am văzut că unele din ele sunt moarte, altele sunt foarte vii și foarte active. Nu o să vă dau lista la toate companiile, mă opresc doar la cele 5 care sunt foarte active și în acest moment și în anii precedenți. Prima este o companie privată, National Park Energy. A doua companie, SD Energy. A treia companie, Natural Gas DC. A patra, Rotalin Gas. Și a cincea, Trans Autogaz. De ce am numit Trans Autogaz? Am pus-o numărul 5, ca să știți, este o companie de stat. Deci, este o companie controlată de Moldova Gaz, este nu doar controlată, deci fondatorul, putem să-i spunem că da, printr-o firmă intermediară, dar fondatorul este Moldova Gaz la această firmă. Toate aceste firme livrează mai multor agenți economici astăzi gaze naturale la prețul între 11 lei și 14 lei. Da, astăzi noi nu putem să învinuim agenții economici care vând cetățenilor Republicii Moldova gaze naturale mai ieftin decât le vinde Moldova Gaz. Încă o dată, Moldova Gaz la fiecare cetățean le vinde cu peste 29 de lei prețul astăzi. Astăzi prețul, încă o dată, repet, este între 11 și 14 lei. Spre exemplu, compania de stat, repet, Transautogaz, astăzi are contracte cu următoarele companii. Lafarge, Glass Container, peste 2 milioane de cubometri de gaz folosește această companie. Fabrica de sticlă, apropo, fabrica de sticlă este o întreprindere de stat, care cumpără la o altă întreprindere de stat, gazul azi între 11 și 14 lei. Întrebarea, de ce cetățenii achită peste 29 de lei? Compania Zernov și multe altele. Deci, la moment, pot să spun că, ok, la ziua de vineri, în ziua de vineri, peste 70 de întreprinderi din țară, din Republica Moldova, cele mai mari, cumpără gazul între 11 și 14 lei. Ce ar însemna acest lucru? Că gazul cumpărat de Andrei Spânu and Company, care a fost procurat foarte scump, din cauza contractului Energocomului, care n-a fost asigurat ceea ce fac toate companiile sănătoase la cap, își asigură contractele, mai ales când este vorba de bani publici, de bani de stat, împrumuturi. Ei n-au asigurat contractele, deci noi până în ziua de azi continuăm să cumpărăm gazul lui Spânu și persoanele fizice au rămas singuri și mulți agenți economici mici și noi continuăm să cumpărăm gazul de peste 29 de lei și de asta că toate companiile mari, încă o dată, săptămâna trecută erau 78, cred că acum sunt peste 80. Din cauza că ei au plecat și cumpără astăzi și la firmele private și la una din companiile fondate din Moldova Gaz, noi încă mult timp a să achităm scump gazul lui Spânu și acestei guvernări și o să suferim din cauza incompetenței lor și deja cred că și din cauza unor interese financiare
ca aici plașineva s-a lichid ceva prin buzunar, vă asigur. Și noi gazul ăsta să-l consumăm mult mai mult din cauza că toți agenții economici care au un consum foarte mare au plecat la privat și continuă să plece zilnic. Acum vreau să mai vă informez că printr-o decizie, Comisia pentru Situații Excepționale, anul trecut, a suspendat eliberarea licențelor noi pentru alte companii care vor să importe gaze naturale în Republica Moldova și ulterior să le vândă. Prin această decizie, ei ca și cum le-au creat un cuibar economic bun pentru companiile care astăzi deja sunt pe piață și n-au permis să vie companiilor noi în Republica Moldova. Că se vehicula că ei această decizie au luat-o, că să nu vie rușă, că Gazpromul să nu-și deschidă încă o firmă și cumva mâna Moscovei, nu știu ce. A fost o minciună. Astăzi vreau să vă informez că dacă sunt unele întreprinderi, inclusiv de stat, care, cum am spus, fabrica de sticlă Chișinău, care cumpără la un preț redus, în două ori jumate mai ieftin, gazele naturale de la o companie, de la compania Transautogaz, sunt alte întreprinderi de stat care influențează direct viața fiecărui cetățean din Republica Moldova, mai ales celor săraci, și nu le permite să semneze un contract următoarelor întreprinderi. Vă dau doar câteva exemple. Știți foarte bine ce înseamnă pentru noi, pentru cetățeni, fabrica de pâine Franzeluț. De mai multe ori, conducătorul Franzeluț a mers la guvern să ceară permisiunea de a cumpăra gaz mai ieftin. Lor i s-a spus nu, cumpără pe cel al Uspânu. Știu că deja mai multe companii astăzi i-au scris, au trimis și la Franzeluța și la alte întreprinderi de stat, au trimis solicitări, adică oferte. Unii spun, nu mai cumpărați gazul cu 27 de lei fără TVA, cumpărați-l cu 11-12 lei. Dacă directorul companiei de stat, Franzeluța, nu va cumpăra gazele ieftine și va continua să le cumpere pe cele al Uspânu, dumnealui sigur a să aibă un dosar penal. De ce? Astăzi, CET Nord Bălți, care este astăzi principalul furnizor de căldură pentru bălțeni. Astăzi nu i s-a recomandat să semneze și el un contract cu una din firmele de pe lângă Moldova Gaz, ca bălțenii să achite la un preț mult mai mic căldura care o achită la moment. Eu nu vreau să vă țin cu mai multe exemple. Eu am acum, vreau prin intermediul mass media să adresez unele întrebări unor conducători. Cea mai mare întrebare care mă deranjează pe mine, de ce tace doamna președintă Maia Sandu, care a organizat mai multe Consiliul Superior de Securitate și care a informat și de SIS, și de PAS, și de Sfântul Duh, și servicii din țară, și de psihotare din Iurie. De ce tace Recean? De ce tace Andreu? De ce tace Vadim Ceban? De ce tace Igor Dodon? Vă răspund. Aștia din PAS, ăștia din grădina botanică și cam în general nu-i duci cap. Ei pșor nu-l pot 2 ani de zile să-l interzică și îi mozolesc prin scoaterea din alegeri, dar real ridicându-le ratingul. Presupun că unii din cei care sunt la guvernare primesc și o șpagă și de la compania de stat și de la firmele private. Asta am probat să spun mai clar. De ce Vadim Ceban, care a mers pe la mai multe televiziuni, n-a ieșit în fața cetățenilor și n-a spus plecați, vă rog, la un alt furnizor de gază,
la Transautogaz, tot compania de stat, fondată din Moldova Gaz printr-o altă companie, și cumpărați oameni buni, mă refer la oameni buni, oameni simpli, gaz între 11 și 14 lei, fiecare cum negociază. Deoarece Vadim Ceban această toată perioadă de anul trecut a negociat doar contractele mari cu cei mai mari consumatori de gaze naturale din Republica Moldova, că asta era interesul lui și este interesul lui. Deoarece conduce o companie care este fondator la Transautogaz și plus dumnealui s-a scris prin telegramuri că a avut interesă și a participat și în unele companii private care sunt astăzi implicate tot în vânzarea gazelor, încă o dată repet, între 11 și 14 lei. Spuneți, vă rog, că mulți poate spui că, băi, dar cum așa se întâmplă? De ce Moldova Gaz vinde cu 29 de lei gazul la oameni și compania creată de Moldova Gaz, Transautogaz, vinde cu 11, 12, 13, 14 лей, лазводят. Почему дочка Молдова Газ справляется и зарабатывает деньги на ценах от 11 до 14 лей, а компания, которая ее основала, ее руководство молчит? Это преступление. Дече таче Игорь Додон, că vreau să vă aduc aminte că mai mulți ani în urmă, mai mulți reprezentanți, mass media, Jurnal TV, Ziarul de Gardu, alți reprezentanți mass media, au demonstrat că una din aceste firme, SD Energy, pe timpul când Dordon era președinte și era în coaliție cu Șor, cu PD și mai departe, această firmă era atunci înregistrată 50% pe firma pe numele șoferului lui fratele lui Dodon, al lui Șunea Chisafă. De ce Dodon astăzi nu iese și spui, cu oameni buni, duceți-vă la firmele private, că ele astăzi vând între 11 și 14 lei. Atunci presa l-a acuzat pe fratele lui Dodon că ar fi câștigat la fiecare metru cub de gaz în jur de 40 de bani, că atunci prețul era 4 lei jumate, 5 lei, pe urmă s-a scumpit. Acum, astăzi, când tot această firmă, da, fratele lui Dodon s-a scos șoferul de acolo, astăzi deja sunt alți acționari, dar această firmă când câștigă deja 4 lei la un metru cub de gaz, deci vă dați seama că această tăcere este cumva convenabilă. Că Dodon de mult avea să iasă, să taie în dreapta și în stânga și spui, uitați-vă ce se întâmplă. Ceban tace cu interesul lui, oamenii buni cu aloră, Dodon cu aloră. Eu înțeleg că domnul Dodon tace, că în afară de faptul că l-a numit pe Ceban, pe timpuri, conducător la Moldova Gaz, el și pe un alt coleg de-al lui, fost director CNA Ruslan Flocea, l-a angajat astăzi și este unul din consilierii a domnului Ceban la Moldova Gaz. Și vă dați seama, dacă omul până în ziua de azi angajează, că Flocea e angajat acum, Matinca, de vreo 2-3 luni, adică e prospijor acolo. Vă dați seama că toți acești oameni fac bani, care pentru companii de stat, care pentru privat. Dar important că această tăcere a dus la faptul că cetățeanul astăzi achită în două ori sau în două ori jumate mai mult decât prețurile care astăzi există în Republica Moldova. Ce am făcut eu cu unii prieteni, cu unii colegi de la partidul nostru? Eu zic, am dat să facem noi un experiment. Deci, începând cu ziua de ieri, ca să nu figureze numele meu în solicitare, am trimis mai multe scrisori companiilor care vând astăzi gaze pentru agenții economici. Am trimis unele solicitări de la persoanele fizice, altele de la persoane juridice. Repet, ieri oficial s-au trimis la toate cele companii, cinci mari care le-am numit, aceste solicitări că vrem să cumpărăm gaz mai ieftin și așa și așa. Unii din ele mi-au răspuns astăzi de dimineață, la 8 jumate, la 9, la 10. Dar cel mai interesant, это капец.
Una din companii deja a invitat astăzi dimineață o persoană fizică, un chișinăuian, un cetățean al Republicii Moldova care deține un apartament și a semnat deja astăzi un contract cu persoană fizică. Noi am scos special, am scos denumirea firmei care a vândut, care a semnat contractul și persoana fizică care a cumpărat, ca să nu vreau să fac publicitate nici la cel care vinde gazul, chis mai mult să nu fiu acuzat că îi fac cuiva publicitate, și nici persoane fizice care au cumpărat. Dar astăzi dimineața a fost semnat contract de furnizare a gazelor naturale între un chișinăuian, îl numim la moment, asta e tot contractul, la prețul de 14 lei 50 de bani pentru un metru cub. Adică asta e primul om, poate și le firme au mai vândut pe la neamuri, pe la drugi. Eu nu cunosc și chiar nu vreau să mă ocup cu asta, cu asta să ocupe autoritățile. Dar iată contractul pentru un an de zile semnat și pentru, deci indicat 14.500 de lei pentru 1000 de metri cub, adică 14 lei 50 de bani pentru un cub de gaz. Acum, la moment, și eu, ca cetățean, și o să recomand, deja eu cred că colegii noștri stau și așteaptă să trimită și ei câte o solicitare, că astăzi vă dați seama încă o dată. Deci, omul simplu, fără blat, fără drugi, fără cumătri, poate să cumpere gazul cu 14 lei 50 de bani. Adică să nu mai achite 29 de lei, 23 de bani sau cât e prețul la Moldova Gaz. Acum întrebarea mea, la toți care ne privesc, dar de ce nu a ieșit Maia Sandu, încă o dată, Recean, Ceban, acela Șanrie, care tace și a zis gaișnic, Untilă este un criminal, prin tăcerea lui. Și vă explic de ce. Fiecare lună, agenții economici care furnizează gaze, pentru agenții economici, pentru persoane fizice, informează Andreu cât au vândut și la ce preț. Adică Andreu știe prețurile și știe lista de companii și volumele. Și să nu o facă pe neznaiu, cum zic românii, gaișnicul Untilăi de la Andreu și restul care sunt acolo, că, spre exemplu, ei monitorizează cei țâșnii de piața produselor petroliere, și pe lună câteodată schimbă de 2-3 ori cu bănuți în sus și în jos prețul la benzină, motorină. Că astăzi, cum se formează tariful? Prețul la gaz, cursul valutar și nivelul de inflație, egal cu tariful. Dacă unul din aceste indicii se schimbă cu 5%, Andreu are dreptul la revizirea tarifului. De ce nașalnicii de la Andreea n-ați revizuit nimic până în ziua de azi? Priniți și voi cineva de undeva? Așa, o întrebare. Că altfel, tăcerea voastră este o tăcere criminală. Despre acest contract trebuia să vorbească domnul Recean, prim-ministru, dar nu și ce am văzut eu răspunsul unului cetățean. Hai să nu mărlăim și să lucrăm și nu știu ce. Da, nu, domnule Recean, noi nu că o să mărlăim, ori nărlăim, alegeți-vă versiunea care vă place. Acum, cu toți cetățenii din țară, o să fie deja desecretizată această informație, ca oamenii simpli, fără blat, și poate cumpăra gaz în două ori mai ieftin, noi vom cere ca dumneavoastră să nu umblați cu că săptămâna viitoare să ne clarificăm că unii șmecherași care nu sunt solidari cu cetățenii de rând a Republicii Moldova, ceva genul ăsta a declarat Recean în parlament. Domnul Recean, cine nu este solidar? Companiile private care vând gaz în două jumate mai ieftin producătorilor autohtoni, ca oamenii să nu-și distrugă afacerile? Companiile care deja, și eu puțin am o probă clară prin prezentarea acestui contract, au început să vândă gazul mai ieftin în două ori și să nu-l cumpere în continuare pe cel al Uspânu? Sau șmecherii cine sunt? Compania de stat
care voi o controlați, creată de Moldova Gaz și care pe secretul ce ban cheamă oamenii și negociază prețurile. Hai nu lua acolo cu 13 lei, el la noi cu 11. Deci prețul încă o dată variază între 11 și 14 lei, depinde cât gaz, cât gaz consumă întreprinderea. Oamenii vor ieși la proteste și eu, ca președinte partidului nostru, ca cetățean de rând, vă rog, domnul Recean, dacă nu vă duci capul să faceți regulă în cei despre ce am vorbit, dați-vă demisia și cu tot garvardul și cu oameni buni, eu cred că ați vă găsiți de lucru la ONU, Banca Mondială și în alte. N-am zis că nici într-un caz să vă duceți la păscut oile. Că nici pe cele, nu, dacă n-ați știut cum să pasc până mă, până să vă învățați la vârta asta. Ați spus că vor scădea prețurile? Ați spus că vor scădea prețurile? Că va semna Energocomul sau Moldova Gaz, contracte la gaz mai ieftin și mai departe? Bun, ați spus săptămâna asta, ieșiți și faceți gazul 14.50 și terminați cu distrugerea oamenilor și a celor care trăiesc în țară și care muncesc peste hotare ca și întreține rudele. Cei care se află în diasporă și ați votat, le-ați dat 63 de deputați actualei guvernări. Dacă vouă, pe voi nu vă deranjează că achitați prețul dublu, v-am demonstrat azi, pentru rudele care le aveți acasă, apă achitați și pentru așii care n-au rude plecat peste hotare și pe care nimeni nu-i ajută și care achită 29 de lei. Prieteni, eu astăzi nu vreau să fac politică. Deoarece când se fură fiecare cetățean din țara noastră, din cauza incompetenței, neglijenței, idiotismului actualei conducere, asta este un lucru care distruge fiecare cetățean. Eu n-am cerut nici membrii familiei mele niciodată compensații. Că eu am avut posibilitatea, așa am, să achit gazul, căldura pentru mine, copiii mei, părinții mei. N-am cerut compensații ca acest bani să ajungă la alți oameni. Dar pentru ce avem noi nevoie azi de compensații dacă putem să luăm în două ori mai ieftin gazul? Și asta am demonstrat. Noi nu avem nevoie de așa compensații. O imitare de sprijin a cetățenilor. Сегодня я хочу подытожить на русском языке, для того, чтобы меня поняли все русскоязычные граждане нашей страны. Так, достатку, винито, месаж интересант. Домлю сад, и допать континуат субъект, лудесярила и мещение меврук. Ормадук шиел, а наша касса ресем не с контракту, да, пгэпи буни. Гонца птеря патра. Интересант пропонит. Дом Гонца, а мы же дискутаем здесь при эмиссионе, да. Dumneavoastră, cred că până la emisiune puteți să mergeți să depuneți cererea la o firmă privată, dar depuneți la toate, alea care le-a numit, inclusiv compania de stat. Vedem care prima să vă, care prima să vă răspundă. На русском языке подытожу. Значит, сегодняшняя власть молчит и является соучастниками самого большого грабежа наших граждан в истории нашей страны. На сегодняшней пресс-конференции продемонстрировал контракт, договор между жителем Кишинева физическим лицом и одной из частной компаний на покупку газа, в котором цена указана 14 лей 50 бань за 1 кубический метр. То есть в два раза меньше, чем тот тариф, по которому сегодня все мы платим Молдовагаз. Более 78 компаний сегодня, самых больших в стране с прошлого года, торгуют газом с частными компаниями с прошлого года, а некоторые по несколько лет. Частные компании, фабрики, заводы,
разные предприятия продают газ сегодня, вернее, покупают газ у частных компаний и у дочки «Молдовагаз» от 11 до 14 лет. Физические лица, простые люди, остались сегодня один на один с ценой 29 лей на газ за кубический метр, а мы продолжаем с вами покупать газ имени Спыну за 29 лей и остались один на один с этим дорогим газом, потому что так как частные компании стали покупать газ у частных компаний в два раза дешевле, соответственно, газа потребляется намного меньше, я имею в виду дорогого газа Спыну, и его потребляют сегодня только физические лица, то есть простые люди, и некоторые мелкие предприятия. Сегодня разные компании, и частные, и государственная компания «Трансавтогаз», которая торгует, еще раз, газом от 11 до 14 лей, никто не вышел. Ни президент Майя Санду, ни премьер-министр, ни председатель «Молдовагаз» Вадим Чебан, который с бизнесменами лично обсуждает цены и дает им газ через одну из дочерних компаний от 11 до 14 лей, никто не вышел перед вами и не сказал: ребят, идите к частникам или в государственную компанию при «Молдовагаз» и покупайте газ в два раза дешевле. Это является сегодня... преступлением, потому что тот контракт, который сегодня подписал один человек, житель Кишинева, показывает, что каждый из нас сегодня переплачивает более чем 15 лей за каждый кубический метр газа. Вы знаете, что сегодня госпредприятие «Франзелуца», которому основной производитель хлеба в стране, его директору, например, не разрешают покупать газ ни у дочерней компании «Молдовагаз», ни у частных фирм, потому что говорят: нет, надо покупать дальше дорогой газ Спыну. Из-за этого «Франзелуца», который использует не меньше 200 тысяч кубов газа в месяц, переплачивает за газ, умножаем на 15, более 3 миллионов лей. Представьте, сегодня можно было раздавать сотни тысяч бесплатного хлеба пенсионерам, самым нуждающимся гражданам нашей страны. Сегодня никто из руководства страны не связался с Четнордом в Бельцах для того, чтобы рекомендовать Четнорду покупать газ в два раза дешевле, который уже продается сегодня на молдавском рынке, для того, чтобы снизились тарифы в полтора-два раза у бельчан. Сегодня я понял одно, что и представители власти, и неважно, это Майя Санду, Ричан, Анре, или некоторые частные компании, все это умалчивали. Из-за чего? Потому что им было выгодно бороться за крупных потребителей, за заводы, которые потребляют сотни тысяч или миллионы кубов газа каждый месяц, потому что там можно много зарабатывать. Зачем с каждым физиком мучиться заключать договор, когда за это же время можно заключить договор с любым крупным предприятием и зарабатывать просто миллионы долларов. Только в этом месяце, я вам скажу, что примерно, если говорить про объем 20 миллионов кубов газа, то есть вы понимаете, что только в этом месяце ваших карманов власть крадет десятки миллионов долларов. А посчитайте, сколько украли тогда, когда они купили безумно дорогой газ и не застраховали контракт, так как делают все мировые компании. Представьте себе, сколько вытащили из ваших карманов за счет коррупции, некомпетентности и абсолютно бездарных руководителей, которые сегодня находятся у нас во главе страны. Так, смотрю, только что Ричан пост опубликовал в Фейсбуке. Посмотрим, про что пишет. Так, анлегатура ку информателик унили энтреприндер бенефичазы депрессор спечали пентру консумал газилор натурали. Гувернул мониторизяза частой ситуации шва интервени. А, ты трезы треченду по конференциям, молодец. Прецу актуала газилор натурали диктат деничиситатя диакомпенса
де вьерили депрес, шину есть и китабел, куа часто диференции депрес. София Куперита, дуар де унили энтреприндерши де консуматури кашнич. О дичизе начис сенс во филуаты меркур де комиссия пентру ситуации эксепционали. În același timp, așa cum am spus anterior, guvernul caută furnizoare alternativ și posibilități pentru a reduce costul la gaze naturale și sunt sigur că vom avea știri bune pentru toți consumatorii în cel mai mult timp. Domnule Recean, молодец, конечно, că a ieșit după ce ai ascultat jumătate de conferință de presă. Dumneavoastră spuneți că prețul actual la gazele naturale e dictat de necesitatea de a compensa devierile de preț și nu este echitabil cu această diferență de preț. Так, stop. Ce înseamnă de a compensa devierile de preț? Adică, dacă acest gaz astăzi, la preț între 11 și 14 lei, repet, era vândut și persoanelor fizice, și agenților economici, doar de firme private, cumva mărlăitul dumneavoastră putea să aibă o leacă de sens. Dar din moment când și o companie de-a voastră, controlată de dumneavoastră, de stat, cumpără gaz, deci o companie controlată de dumneavoastră, vinde gaz, Transautogaz, încă o dată companie de stat, tot vinde gaz între 11 și 14 lei. Deși Vadim Ceban, Flocea, consilierul, negociază cu agenții economici și astăzi vă spun eu că prețul deja dacă la consumatori mari chiar și 11 lei. Eu nu mă neram dacă e 10. Și dumneavoastră o faceți pe neznaie și ne faceți proști că prețurile trebuie de acoperit a cheltuie. Dar de ce noi astăzi să acoperim ceea ce a făcut spânul cu Ceban în Sankt Petersburg? De ce noi trebuie astăzi să achităm cu oamenii incompetența voastră? Și în general, domnule Recean, eu într-adevăr să accept emisiunea lui domnul Goanța pentru invitația la emisiune pentru disar la 19.00, mai am numărul la dosar penal din anticorupție. Так, foaia am uitat în birou. Короче, dosarul penal care a fost pornit din cauza acestui contract semnat de spânul ca reprezentant a guvernului în Federația Rusă. Și despre acest dosar penal și alte, și alte aberații care aberații, încercări de a vă proteja iese din partea dumneavoastră și altor colegi, vom discuta de seară la 19.00 la N4 cu, cu domnul Gonța. N-a să ieșiți din situația asta, deoarece prea tare v-ați înglodat. Și încă o dată, domnul Recean, nu fiți așa cinic acum, cum ați fost atunci când erați ministru de interne pe timpul lui Filat și când cu Cavcaliuc ne-ați scos prin falsuri din alegeri în 2014. Fiți sincer, amu măcar cu oameni. Hai că atunci ai greșit, te-au pus filea, ți-au dat niște bani plăhătniuc, ok. Măcar azi nu mințiți oameni, domnul Recean. Dar știți, doar acum vă demonstrez. Deși sunteți un minciunos și ați știut prețurile la gaze. Dumneavoastră ați activat într-o companie privată până vă întoarce în politic și a devenit prim-ministru și această companie în care ați muncit dumneavoastră tot cumpără astăzi gaz cu 12 lei. Așa că ne nada lelea. Restul continuăm de seară la domnul Гонца. Обнимаю всех, хорошего дня. Я запишу отдельное видео на русском языке, на румынском, на молдавском и объясню, cum fiecare cetățean poate să îndeplinească cererea, să faci foarte ușor online, vă ieși 5 minute și n-a ascultați minciunile lui Recean. Recean, vreau să faci un lucru bun, unica salvare. Vindeți azi la oameni și deschideți cărțile. Și întreprinderea controlată de voi de stat Moldova Gaz, că voi nu-i controlați pe și privat, să vândă oamenilor astăzi gaz între 11 și 14 lei, așa cum o face Transautogaz, compania de stat. Și eu, păcat, начальники, до вечера, vă cuprind.